Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de limba română pentru elevii de liceu. Vă rog mai întâi să vă abonați și după ce ați apăsat clopoțelul, vă rog să ascultați. Am să vă fac o prezentare completă a romanului Enigma Otiliei de George Călinescu. M-am inspirat din această carte, da, și vă rog să ascultați cu atenție, pentru că dacă veți fi atenți, nu aveți nevoie să tociți romanul. Este vorba despre un roman citadin care se referă la viața burgheză de la începutul secolului 20. Are ca teme tema familiei și tema moștenirii, teme des întâlnite în perioada respectivă. Și în centru este familia lui Moș Costache. Bun. Protagoniștii sunt Otilia, fiica lui, și Felix, nepot prin alianță. Apartenența la o specie literară și încadrarea într-un curent, epocă literară, viziunea despre creație a autorului. Critic și istoric literar, înainte de orice estetician și subtil analist al fenomenului literar românesc din toate timpurile, George Călinescu experimentează romanul, așa cum face și cu celelalte genuri literare, din dorința de a înțelege din interiorul procesului creator, astfel încât judecățile sale de valoare să aibă nu doar o autoritate științifică, ci și fidelitatea psihologică dată de dedublarea gândirii critice prin gândirea creatoare. Părtași la disputele asupra romanului din perioada interbelică, el optează în cunoștință de cauză în Enigma Otiliei pentru romanul realist de inspirație citadină, obiectiv, ca abordare stilistică și clasic la nivelul mesajului. Trăsăturile care plasează scrierea în această categorie sunt aspectul de frescă socială a lumii burgheze de la începutul secolului al XX-lea, combinat cu acela de cronică de familie, verosimilitatea în oglindă a acțiunilor omenești și tipicitatea majorității personajelor, omnisciența, obiectivitatea critică a naratorului. Fiind însă un roman de critic, gândit ca un soi de artă poetică a speciei, ochiul estetului, Nicolae Manolescu zice acestea în Arca lui Noe, se vede totuși în tentația analizei în defavoarea creației, în manipularea ludică a personajelor, în plăcerea expertă de a proiecta faptele și eroii pe o scenă în care comedia umană este concepută nu atât dintr-un unghi moral, ca la Balzac, ci la unul estetic. Altfel spus, realismul lui Călinescu este de altă sorginte decât acela rabrenian, având ca miză intenția demonstrativă și polemică a autorului. În acest context, Enigma Otiliei este și un roman de sinteză estetică, în care își găsesc locul elemente clasice, caracterele, relativa simetriei incipit final,
documentarea științifică vizibilă în paginile descriptive, naturaliste, explorarea critică a socialului, amprenta bolii și a eredității, romantice, tematica erotică, natura afectivă a conflictului, excepționalitatea Otiliei și moderne, prezența colajului la nivelul structurii, relativizarea imaginii Otiliei, pluriperspectivismul, existența unui personaj reflector în persoana lui Felix, armonizate pe un fundal realist. Titlul romanului și tematica. Romanul Enigma Otiliei a fost publicat în anul 1938, inspirat fiind din biografia autorului, a cărei imagine se regăsește în personajul Felix Sima, dar și din atmosfera bucureșteană a începutului de secol 20, reconstituită ca într-un mozaic din scene de epocă, moravuri, mode ale timpului, din limbajul personajelor și din preocupările acestora. Titlul inițial al cărții a fost Părinții Otiliei, schimbat ulterior la sugestia editorului în pretențiosul Enigma Otiliei, fapt care resetează așteptările cititorului, orientându-le către căutarea unor răspunsuri la numeroasele întrebări pe care le poate naște evoluția eroinei. Dezlegarea lui se realizează cumva în epilogul romanului, când Felix meditează retrospectiv, nu numai Otilia era o enigmă, ci și destinul însuși. O secundă să închid fereastra. Am închis fereastra pentru că nu se aude. Sunt acasă colindători. Sunt afară colindători care fac gălăgie, care urează. Da. Temele și motivele romanului au un contur social. Moștenirea, familia burgheză, parvenirea, înavuțirea, cariera, unul afectiv, iubirea, prietenia, inițierea, cuplul și unul psihologic, paternitatea, alienarea și orfanul, care se întrepătrund într-un spectacol al umanității meșteșugit derulat de narator. Are el metodele proprii prin care prezintă în anumită ordine toate evenimentele. Metodele de creație. Ca metode de creație, în Enigma Otiliei se regăsește o sinteză originală între balzacianism, descoperit de Călinescu în perioada prustianismului la modă, vrând să demonstreze viabilitatea acestui tip de roman în modernism, prezentarea casei Giurgiuveanu de la începutul romanului, atestă asumarea concepției balzaciane privind legătura dintre individ și mediul în care trăiește. Însă la autorul român, descrierea devine aproape științifică prin abundența de termeni din jargonul arhitecturii. Omniștiența nu acoperă întreaga sferă a evoluției epice ca la scriitorul francez, pentru că naratorul îi atribuie lui Felix ideile sale, tema moștenirii, tema avariției, tema parvenirii, tema paternității, prin excelență balzaciane. Cunosc de asemenea o complicație venită dinspre psihologie și caragialism. Lumea burgheză, căzută în desuetitudine și ironizată subtil, realizarea unor caricaturi ale umanității prin îngroșarea deliberată până la exces a unor trăsături,
limbajul unor personaje sau comicul tragic al unor scene, cum este încărcarea listei lui Felix cu cheltuieli halucinante pentru modestia personajului, și a traiului din casă sau scena în care bătrânul Giurgiu Veanu vrea să-i vândă o seringă lui Weissman ca să-i facă apoi lui însuși o injecție. Structura. Romanul are o structură relativ lineară, cele 20 de capitole cuprinzând evenimente prezentate cronologic, care încep într-o seară de la începutul lui iulie 1909 și se termină după încheierea păcii, așadar după primul război mondial, la care aflăm că Felix a participat în calitate de medic. Din cei aproximativ 10 ani cât durează suita de întâmplări ficționale, perioada cea mai densă, care reprezintă în fond povestea romanului, este cea din prima parte, după sosirea lui Felix în casa tutorelui său, casa de pe strada Antim. Spațiul narrativ are ca centru Bucureștiul cu bulevardul Lipscani, Calea Victoriei, casele de pe strada Lăpușneanu, străzile din spatele gării de nord, din care se evadează pentru vizitarea de către Felix și Otilia a moșiei lui Pascalopol din câmpia Bărăganului, localitatea Ciulnița, sau pentru escapadele pariziene ale fetei în compania rafinatului moșier. Acțiunea romanului, deși destul de puțin dinamică, alcătuită mai degrabă din gesturi, relații, scene de viață, evoluează pe două planuri. Istoria unei moșteniri și iubirea dintre Felix și Otilia. Cele două direcții se intersectează atât în ceea ce privește mediul de viață al personajelor, casa lui Costache Giurgiuveanu, cât mai ales în proiecția lor narrativă din perspectiva lui Felix, care asistă la luptele dintre membrii clanului Tulea pentru acapararea averii bătrânului și trăiește totodată povestea de dragoste. Enigma Otiliei este așadar un roman de formare al educației sentimentale, după părerea lui Nicolae Manolescu, exprimată în istoria critică a literaturii române. De asemenea, este un roman al inițierii sociale. Conflictul. Conflictul ce susține arhitectura narrativă este, pe de o parte, exterior, determinat de relațiile încordate dintre clanul Tulea, sora lui Costache Giurgiuveanu, Aglaie, căsătorită Tulea, împreună cu soțul și copiii, și Costache Giurgiuveanu, dar și din interiorul familiei lui Aglaie, prin intervenția ginerelui acesteia, stănică Rațiu, care intuiește bogăția unchiului, mascată de poza permanentei strâmtorări materiale, și intră într-o competiție nedeclarată cu soacra lui pentru a dobândi averea bătrânului. Conflictul interior este mai puțin nuanțat, dar prezent totuși sub forma dilemelor Otiliei, care oscilează tacit între un viitor nesigur alături de ambițiosul Felix, căruia îi mărturisește vag iubirea, și protecția delicată și generoasă a maturului Pascalopol, ale cărui sentimente, deși difuze, ceva între paternitate, mondenitate și virilitate, sunt statornice. Trăiri contradictorii are și Felix, care caută certitudinea ale iubirii Otiliei, iar apoi explicația ale hotărârii acesteia de a-l părăsi după moartea lui Costache, tatăl ei Vidrec. Subiectul romanului se abate de la clasica succesiune diegetică, luând conturul unor scene decupate din viața celor două familii,
elocvente atât pentru modul lor de viață, cât și pentru cristalizarea firului epic. Intrat în casa Giurgiuveanu, tânărul de 19 ani descoperă o lume ciudată, măcinată de răutate, vicii și ipocrizie. Observă treptat avariția bătrânului, oscilările acestuia între Otilia și bani, în sensul că amână mereu ignorând sfaturile lui Pascalopol, adaptarea ei și transferul implicit al averii. Simte competiția dintre Aglaie și Stănică, dar și agresivitatea Auricăi, fata bătrână, obsedată de Măritiș. Asistă la cele două atacuri ale bolii bătrânului, care tensionează și mai mult lupta pentru avere și creează contextul manifestării nedisimulate a mercantinismului rudelor. În final, abilul Stănică Rațiu fură banii bătrânului de sub saltea, provocându-i moartea, ceea ce nu îl împiedică a deveni ulterior la înmormântare, sigur pe sine și profund îndurerat. În celălalt segment epic se consumă delicata poveste de dragoste dintre Felix și Otilia, cu ezitări, dezamăgiri și speranțe care îi dau finalmente, prin neîmplinirea ei, conturul unei iubiri imposibile în condițiile rapacității lumii burgheze și ale sărăciei celor doi tineri. Otilia intuiește spiritul rațional și dorința de realizare profesională ale tânărului, îmi cer scuze, a intrat soțul meu în cadru și am pierdut rândul. În celălalt segment epic se consumă delicata poveste de dragoste dintre Felix și Otilia, cu ezitări, dezamăgiri și speranțe care îi dau finalmente, prin neîmplinirea ei, conturul unei iubiri imposibile în condițiile rapacității lumii burgheze și ale sărăciei celor doi tineri. Otilia intuiește spiritul rațional și dorința de realizare profesională ale tânărului și îl alege, poate din generozitate și dintr-un acut simț al responsabilității, pe Pascalopol, ceea ce îl contrariază pe Felix. După ce ajunge un medic cunoscut, războiul dădului Felix peste câțiva ani prilejul de a se afirma încă de tânăr, iar după încheierea păcii fu aproape numai decât profesor universitar, iar prin intermediul soției pătrunde și în cercurile aristocrate ale timpului, citez, se căsători într-un chip care se cheamă Strălucit și intră prin soție într-un cerc de persoane influente. Am încheiat citatul. Felix se lasă asimilat finalmente tocmai de lumea pe care o disprețuia atât de mult la început, autorul sugerând în subtext că lupta solitară cu spiritul societății este sortită eșecului, chiar și în cazul oamenilor excepționali, așa cum era Felix. Relația incipit final. Aceasta stă sub semnul jocului romanesc, prin care autorul pare să recicleze savant clișeele romanului clasic. Se poate vorbi astfel de un dublu incipit al romanului, căutarea, găsirea și descrierea casei prin ochii lui Felix ar fi un prim moment semnificativ, urmat de recunoașterea locatarilor, Giurgiuveanu și Otilie, apoi a participanților, a spectatorilor la jocul de table, Pascalopol, Aglaie, Aurica și Simion. Prima replică a bătrânului, nu stă nimeni aici, nu cunosc, din pragul ușii întredeschise, pare desprinsă din teatrul absurd, bulversându-l complet pe Felix. Tot acum se realizează într-o primă scenă discret dramatizată, fixarea imaginii personajelor percepute sintetic și obiectiv, de același musafir intrat din afară înăuntru,
ca o verigă între realitate și ficțiune, rol pe care și-l va asuma și la finalul romanului. Astfel, de la Pascalopol reține pe lângă trăsăturile fizice, citez, era un om ca de vreo 50 de ani oarecum voluminos, totuși evitând impresia de exces, cărnos la față și rumen ca un negustor, însă elegant prin finețea pielii și tăietura englezească a mustății cărunte, am încheiat citatul, politețea simplă și respectuoasă, eleganța și impresia de bogăție pe care o lăsa fără ostentație. Aglaie este acră, arțăgoasă, ironică și disprețuitoare. Portret moral perfect susținut de cel fizic, fata îi era gălbicioasă, gura cu buzele subțire, acre, nasul încovoiat și acut, obrajii brăzdați de câteva cute mari, acuzând o slăbire bruscă. Se spune că Aglaie este baba absolută, fără defect în rău. Aurica are gesturi prețioase, întinzându-i la buză o mână arcuită și o privire care îl fixează cu o avidă curiozitate. Într-un plan secund este lăsat acum și de-a lungul întregii narațiuni, Simion uitat de familie într-un colț, cu o broboadă pe umeri. Simion este tatăl Auricăi și soțul Aglaiei. El are niște oi grozav de spălăciți și brodează, absent la ce se întâmplă în jurul lui. Finalul romanului este de asemenea dublu. El cuprinde mai întâi deznodământul poveștii de iubire, după ce doarme o noapte în camera lui Felix. Otilia pleacă dimineața la Paris cu Pascalopol, explicându-și decizia într-o carte poștală primită de Felix după 2 săptămâni. Cine a fost în stare de atâta stăpânire e capabil să învingă și o dragoste nepotrivită pentru marele lui viitor. Apoi epilogul, reprezentat de întâlnirea neașteptată din tren a celor doi bărbați, apropiați din nou de Otilia, însă de această dată privindu-i dintr-o fotografie. Felix află acum că Pascalopol i-a redat libertatea atunci când a simțit că se plictisește alături de el. Aceasta ajungând prin Spania, prin America, nevasta unei conte, așa ceva. Universul ficțiunii este părăsit prin medierea aceluiași personaj, Felix, care într-o duminică trece pe strada Antim, amintindu-și în fața casei acum într-adevăr nelocuite, de replica aici nu stă nimeni, care încheie de altfel textul. Valoarea extraordinară a romanului călinescian este susținută de personaje, acestea alcătuind pe de-o parte o galerie impresionantă de tipuri umane, îngroșate până în vecinătatea unei comedii a automatismelor, iar pe de altă parte ilustrând plăcerea experimentului estetic modern. Dintre tipologiile balzaciene se detașează Costache Giurgiuveanu, inspirat din formula balzaciană a avarului, însă ieșind din această schemă prin combinația de comic și tragic ce îi definește personalitatea, ca și prin doza de grotesc și de caricatură care face din el un zgârcit simpatic. Conștient de mania sa, bătrânul încearcă să lupte cu ea. Iubirea sinceră pentru Otilia, fiica lui vitregă, făcându-l să-și dorească să fie mai bun. Este hotărât de pildă a-i construi fetei o casă, însă cu materiale de la demolări, cărate cu roaba, sub arșița verii. Bâlbâiala, ținută, ridicolă și răgușala sunt pentru Costache forme de apărare în fața agresiunii mediului social, căruia până la urmă chiar îi cade victimă. Stănică Rațiu este cel mai dinamic personaj al cărții. Autor moral al înaintării acțiunii și adevărat agent al schimbării destinelor celorlalți. (Coughs)
Ilustrând tipologia parvenitului, eroul beneficiază de toate atributele acestui profil uman și estetic. Deși se pretinde avocat, nu practică această profesie, preferând tot soiul de aranjamente financiare, cum ar fi căsătoria cu Olimpia și mici împrumuturi de la Pascalopol și de la Rode, care îi asigură traiul de la o zi la alta, credința sa fiind că va da la un moment dat lovitura. În așteptarea șansei celei mari, poartă vorba, minte, ține discursuri în orice împrejurare, trage cu urechea, șantajează, plânge și râde la comandă, dovedind o energie inepuizabilă. Așa cum însuși se caracterizează, stănică are geniu, pare predestinat succesului imediat obținut fără muncă. După ce fură de sub saltea pachetul de bani, provocându-i lui Costache Giurgiuveanu moartea instantanee de inimă rea, stănică netulburat, pipăi mai de-aproape salteaua, apoi vâră brusc mâna sub ea și trase pachetul cu bani. Bătrânul holbă ochii, căscă gura mare spre a spune ceva, se dădu jos printr-o sforțare supraomenească pe marginea patului și urlă gutural plângători: banii! Banii! Pupungașule! Acesta își deschide un cabinet de avocatură, e vorba de Stănică Rațiu. Își deschide un cabinet de avocatură, divorțează de Olimpia sub pretextul că nu-i mai dăruia fi, nu mă faci util patriei, mă lași să mă pierd în negura uitării, fără urmași care să-mi poartă numele. Și se căsătorește cu Georgeta, prin intermediul căreia intră în politică și în afaceri. Fu chiar prefect într-o scurtă guvernare și acum este proprietarul unui block house pe bulevardul Tache Ionescu. Unele gazete de șantaj îl acuză că patronează tripouri și cercuri de morfilomani. Morfilomanii sunt, după cum bine știți, persoanele care se drogau și în perioada aceea cu morfin. Într-un alt registru sunt construite personajele Felix și Otilia, imaginea lor asigurând echilibrul moral al narațiunii. Încadrabil în profilul intelectualului în devenire, Felix asigură prezența și privirea sa. Se îndreaptă către continuitatea evenimentelor epice. Experiențele trăite în casa Giurgiuveanu îl fac a parcurge pași esențiali pe drumul maturizării, iubirea și prietenia cu Otilia având un rol important, dar sunt și adevărate lecții de cunoaștere a naturii umane. Inteligent și perseverent, Felix reușește să depășească pragul sentimental al despărțirii de fată, convertindu-l într-o amintire romantică. Originalitatea personajului Otilia vine din asimilarea originală a dimensiunii sociale a feminității la începutul secolului al XX-lea. Femeia începe a-și consolida independența și puterea de decizie cu dimensiunea estetică vădit experimentală în construcția sa. Contextul în care evoluează eroina, intrigi, prejudecăți, invidii, percepții vădit deformate ale realității, îi asigură un mediu de dezvoltare constrângător și chiar nociv, care o obligă la o permanentă rezervă în relația cu cei din jur, situație căreia îi se adaugă statutul ei de orfană, care a făcut-o de mică să se adapteze la cele mai neașteptate împrejurări ale vieții. George Călinescu vorbește despre existența în realitate a unui vag model al Otiliei,
mai degrabă o amintire din copilărie, către care se întoarce matur fiind ca la o inexplicabilă muză. Copil fiind, am cunoscut în mediul familiei o fată cu mult mai în vârstă decât mine și care mi-era rudă. Nimic de niciun ordin afectiv n-a putut să se ivească, nici dintr-o parte, nici din alta. Nu știam atunci că există dragoste. Acea utilie, căci așa se numea, îmi inspira respect pentru că îmi dăduse o carte de lectură în limba germană cu frumoase ilustrații. Cred că urmase și un institut străin. Pe urmă a dispărut din atenția mea, n-a mai dat mai târziu vreun semn de viață. În adolescență și în anii ce au urmat, când s-a deșteptat în mine viața afectivă din imaginile confuze ale copilăriei, a luat contur o figură de fată pe care n-am putut să o confrunt din curiozitate cu originalul, pentru că nu mai am nicio fotografie. Nici nu poate fi vorba de o revelare spontană a vreunei afecțiuni infantile, ci de verificarea unei scheme feminine reclamate de natura sufletului meu, mărturisește George Călinescu în esența realismului. Adevărat centru luminos al romanului, Otilia este un personaj tridimensional care nu poate fi încadrat în vreo tipologie, pentru că în ființa ei se asimilează ingenuitatea și maturitatea, pragmatismul și naivitatea, frivolitatea și înțelepciunea. Personajul este construit prin mijloace directe și indirecte, într-o desfășurare epică amplă și profundă, care combină mijloacele clasice de caracterizare cu tehnici moderne, precum comportamentismul, relativizarea perspectivei și contrapunctul, menite a-i proiecta într-o lumină nouă deschisă la interpretări diverse. Naratorul o conturează prin caracterizare directă ca o ființă contradicțiilor. Fața măslinie, cu nasul mic și ochii foarte albaștri, arăta și mai copilăroasă între multele bucle și gulerul de dantel. Însă în trupul subțiratic era o mare libertate de mișcări, o stăpânire desăvârșită de femeie. În carte apar, de fapt, mai multe Otilii, fiecare ipostază fiind veridică și pe deplin justificată comportamental, fără a se produce disarmonie în relațiile cu cei din jur. Pentru Felix este copilăroasă, tandră, jucăușă, dar și maternă, responsabilă, în legătură cu viitorul lui, cu spirit de camaraderie. În relație cu Pascalopol se arată răsfățată, capricioasă, atrasă de lux și dornică de protecția unui bărbat matur. Pentru Moș Costache rămâne pe fetița mea, ingenuă și cu minte, pe care simte nevoia să o apere de răutatea oamenilor. Pe de altă parte, membrii clanului Tulea o percep prin filtrul îngust al egoismului și al interesului meschin. Pentru Stănică, Otilia este o fată deșteaptă care se descurcă în viață, sintagme depreciative în fond, prin care arivistul sugerează frivolitatea senzuală, cochetăria și abilitatea în câștigarea simpatiei bărbaților. Fire vulgară și aplecată spre aventură, Stănică nu se dă înlături de a-i face curte Otiliei, insinuând că ar fi păcat să rămână atâta avere pe mâinile altora. În aceeași categorie a minților masculine deformate se situează și Titi, fiul debil al familiei Tulea, atras și el în mod obscur de Otilie, despre care mama sa îi sugerează că ar fi o femeie ușoară. Fete ca ea pentru asta sunt, să trăiască discret cu băieții de familie.
Prin procedeul autocaracterizării eroinei, este pusă în valoare luciditatea și preocuparea de a se înțelege pe sine. Mărturisește că este o fire dificilă, care se plictisește ușor și suferă când este contrariată. Intelectual, se consideră iremediabil mediocră, iar temperamental, osăpăcită. Se dovedește însă matură, profundă și analitică, mai ales în meditațiile pe tema feminității. Singura noastră formă de inteligență, mai mult din instinct, e să nu pierdem cei câțiva ani de existență, vreo 10 ani cel mult. Cât crezi tu că mai am eu de trăit în înțelesul adevărat al cuvântului? 5-6 ani. Caracterizarea indirectă reiese din fapte, gesturi, vorbe, din relațiile eroinei cu celelalte personaje, dar și din mediul în care trăiește. O secvență descriptivă relevantă din acest punct de vedere este cea în care apare camera Otiliei de la finalul capitolului 1, atunci când Felix este invitat să doarmă acolo, pentru că nu i se pregătise o odaie. Percepută de tânăr ca un original ascunziș feminin, camera pare inițial o aglomerare haotică de obiecte, a căror logică practică și mai ales simbolistică se dezvăluie treptat. Mobila veche de lemn masiv îi asigură un aer bătrânesc și elegant, atenuat de lucirea pereților tapetați. Masa de toaletă prevăzută cu 3 oglinzi mobile mărturisește plăcerea locatarei de a se studia îndelung, în vreme ce dezordinea de pe ea, ca și mulțimea fardurilor, îi evocă lui Felix o cabină de actriță. Firea artistică a Otiliei este vizibilă în existența unui taburet rotativ de pian, pe când cărțile cele mai multe nemțești, dar și romane franțuzești, se constituie în indicii ale preocupărilor ei culturale. Cu alte cuvinte, toate obiectele vorbesc despre personalitatea fetei, configurând un tablou anticipativ al evoluției acesteia de-a lungul romanului. Dintre numeroasele interpretări critice ale Otiliei, cea care surprinde cel mai bine imaginea personajului, situând-o în arealul intențiilor mărturisite ale autorului, îi aparține lui Constantin Ciopraga. Citez, destinul Otiliei nu se relevă nici prin Felix, nici prin Pascalopol, care nu au în existența ei un rol catalizator, nici prin muzică, nici prin evaziunea în exotic. Eroina a unor incompatibilități fără ieșire, destinul ei este de a rămâne în ambiguitate, între da și nu, între solar și mister, între real și utopic, aparent undeva într-un anotimp muzical și nedefinit, în realitate sugerând un fel de demonie, înscriindu-se simultan în eternul feminin și în clipă. Romanul Enigma Otiliei reprezintă tranziția călinesciană de la tradiționalism la modernism, filtrată prin experiența criticului și a esteticianului. Prin el, autorul își exprimă implicit convingerea că romanul interbelic trebuie să păstreze canoanele clasicismului. Citez, singurul mod de a crea durabil și esențial. Am încheiat citatul. Arta sa narrativă va fi prin urmare consonantă cu acest principiu. Funcțiile naratorului sunt mai complexe decât în vechiul roman. Narațiunea la persoana a treia este complicată prin stilul indirect liber și prin monolog. Descrierile ample denotă spiritul enciclopedic și erudiția asimilabilă în mod flexibil unei opere de ficțiune, ca și digresiunile pe teme culturale.
iar crochilurile naturaliste și încercările de analiză psihologică arată permeabilitatea autorului la noul model de roman românesc. După cum v-ați dat seama, este necesar ca voi să cunoașteți povestea prezentată în roman. Otilia este fiica vitregă a lui Costache Giurgiuveanu, venită în casa Giurgiuveanu împreună cu soția decedată a acestuia. După moartea mamei sale, Otilia a rămas în grija lui Costache. Mama Otiliei a fost și ea o doamnă sensibilă și foarte bună interpretă la pian. De teamă că Otilia va moșteni imensa avere a lui Costache Giurgiuveanu, sora bătrânului Aglaie Tula, împreună cu cele două fiice și fiul ei retardat, o invidiau, o considerau ipocrită, frivolă și așa mai departe. Costache Giurgiuveanu iubea sincer, însă dragostea pentru bani și teama de sora sa l-au făcut să nu o adopte, să tot amâne adopția. Intuind labilitatea fetei și lipsa ei de reazm în societate, Pascalopol a supravegheat-o și a ajutat-o încă de micuță. Urmărind ca atunci când se mărește fata să o ia de soție. Felix intră în această scenă și este contrariat de aspecte sociale pe care nu le cunoscuse și pentru care nici nu fusese pregătit. Ce să vă spun? Sper din toată inima să înțelegeți romanul. Este frumos. Are două teme care interesează și astăzi. Și sentimentele celor două personaje, Otilia și Felix, sunt pure, greu de înțeles și destul de greu de interpretat. Otilia rămâne o enigmă. Vă mulțumesc pentru participare și vă amintesc să vă abonați. Dacă ați înțeles și v-a plăcut expunerea mea, vă rog să lăsați un like. La revedere!